Canopy vă prezintă doza de PPC. Bună, eu sunt Bianca și el e Marian și astăzi vom aborda un nou subiect din ale PPC-ului. Una din provocările business-ului este cum poți ajunge la un public nișat. Sau mai bine spus, cum poți crea o campanie de succes atunci când audiența pe care vrei să o targetezi este foarte specifică. În primul rând, trebuie să-ți cunoști cât mai bine audiența la care vrei să ajungi. Cine este publicul tău țintă? Este bărbat sau femeie? Are vârsta cuprinsă între cât și cât? Locuiește în mediul urban? Ce interese are? Pe ce site-uri navighează? Când navighează? Trebuie să-ți pui cât mai multe întrebări pentru a afla cine este publicul tău țintă, ca mai apoi să poți ajunge la el. Pune-te în locul lui, gândește-te ce caută el și mai ales cum caută el. Dacă reușești să anticipezi nevoile și vii cu o soluție la asta, s-ar putea să ai succes. De exemplu, sunt unele mame care caută hrană bio pentru copii. Această categorie de public conștientizează nevoia. Însă, există și persoane care nu sunt conștiente de faptul că ar putea avea nevoie de produsul nostru. Cum putem proceda în acest sens? Ei bine, trebuie să acționăm ca un cârlig. Trebuie să descoperim mediile online în care își petrec cea mai mare parte din timp și să ne afișăm cu bannere care le-ar atrage atenția și ar face să conștientizeze faptul că produsul nostru i-ar ajuta. Mai explicit, putem face o listă cu site-uri, articole și diverse plasamente pe care publicul nostru țintă își petrece mare parte din timp. De asemenea, putem apela și la micile trucuri din platforma Google Ads. Spre exemplu, putem crea audiențe custom, folosind unele cuvinte cheie, URL-uri, chiar și aplicații. Și bineînțeles, putem ajunge la un public țintă nișat și prin intermediul cuvintelor cheie bine definite. Pentru asta, folosim tool-ul Keyword Planner, Google Suggest sau extensii de tipul Keywords Everywhere. Și dacă publicul tău este unul nișat, trebuie să te focusezi foarte mult pe rata de conversie. Dacă și așa sunt puțini, măcar convinge cât mai mult să convertească. Și aici va trebui din nou să te pui în locul lor. Ce ar convinge să achiziționeze de la tine? De ce nu ar cumpăra de la tine? Este site-ul tău user-friendly? Se încarcă rapid pe mobil? Astfel de mânecă este reprezentat de un element outstanding care ne va face să ieșim în evidență și totodată vom face publicul țintă să prefere brandul nostru în detrimentul brandurilor concurente. Practic, ce strategii de promovare poți folosi pentru a ajunge la un public nișat? Dacă există buget suficient, aș merge pe campanii de awareness. Focusează-te pe campanie din partea superioară a funnel-ului. Dacă nimeni nu a auzit de nume produs, de ce ar căuta? În loc să aștepți lumea să caute produsul sau serviciul tău, îi cauți tu pe ei. Folosește-te de campanii de display și video, care ulterior se vor reflecta în creșterea numărului de căutări, în creșterea numărului de accesări directe. Pe search, aș merge chiar cu Keywords Broad la început pentru a descoperi noi căutări, fiind foarte atent la raportul Search Terms, pentru a nu consuma bugetul pe căutări relevante. Dacă sunt limitat de buget, aș încerca să acopăr cât mai mult din căutări, urmărind îndeaproape metricii Search Impression Share, de câte ori ne-am afișat din totalul afișărilor posibile, Search Top Impression Share, de câte ori ne-am afișat în partea superioară deasupra rezultatelor organice, și Click Share, care este procentul de clicuri pe care l-am primit din numărul total de clicuri pe care Google le estimează. Și să nu uităm de campanii de remarketing. Dacă v-a plăcut videoul nostru de astăzi, puteți să ne dați like, share și subscribe pentru a descoperi și mai multe secrete din ale PPC-ului. Tai-tai!